Acest program conține plasare de produs. Câți bani, ce investiții a venit Baird în cadrul companiei? Noi am plantat lavandă. Și ați spate? Da. Total investiții este acum aproape 1 milion de euro. Cât este important ca un antreprenor mereu să studieze și să învețe? Acesta este un răcit meu, bază de un modificat puțin de un răcit tradițional italian. Eu ved multă oportunitate în Moldova. Domnul John, bună ziua! Bună ziua! Mersi că ați acceptat invitația noastră să discutăm astăzi despre business. Mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog, ce și când ați venit în Moldova, ce faceți aici? So, eu am venit în Moldova în 27 mai 2003. 2003, ok. Și a fost un contract de consultare, durez 4 luni. Și planul a fost să vin aici, să ajut un company, Metro Media International. Ei a vrut să vând investiții lor în Moldova, se vorbe despre Sun TV. Și ei a angajat pe mine ca un consultant să vin aici și să vând. 4 luni și gata. Și după 18 ani, eu încă sunt aici, Metro Media a plecat. Eu sunt acum căsătorit, am 4 copii. Un labrador și un pisică cu 15 ani. 18 ani în Moldova. Ce v-a făcut să rămâneți? Vedeți perspectivă în business aici sau vă place țara, vă place oamenii? Care este secretul? În general este multă oportunitate în Moldova. Eu îmi plac. Și mult. Mulți oameni nu știu mult despre Moldova. Este mic și este departe din multă piață mare. Deseori noi nu vedem asta aici, văd străinii care vin la noi și zic lucrurile sunt frumoase, oamenii sunt buni, țara are perspectivă. Noi mai puțin o vedem. Fiecare seară, fiecare piață o să are punct puternic și punct slab. Și America, și Germany, și Anglia, și tot. Noi tot știm despre Moldova și care sunt punctul slab nostru. Punctul nostru slab. Este mic, este dificil, dar noi nu suntem focusat la ce este bun aici. Și are multă oportunitate, mult să fac aici. Dar ce este bun și care vedeți dumneavoastră perspectivele și oportunitățile economice a Moldovei? So, in general, avem foarte mult să facem, să dezvoltăm. Mult. Poți să fii în orice sector, să dezvolt, doar să aleg ce cineva vrei să fac, care este un plăcere și să fac. Noi știm. Suntem mic, este un piață mic și este de ce este dificil să atragem companii foarte mari internațional. Avem Orange Moldova, avem Coca-Cola, dar atât de mari, să fie țară interes în un piață atât de mic, este dificil. Dar pentru alte businessmen, individual, antreprenor și oameni are multă oportunitate. Eu am ajuns, am lucrat 13 ani în telecomunicații, am dezvoltat această companie, am făcut un parteneriat cu Baird pentru investiții strategici, am dezvoltat și în 2016 am vândut la Orange. Povestiți-mi, vă rog, despre experiența voastră la Sun Communications, ce ați făcut, ați ajuns în Moldova cu scopul să vindeți compania și după care totuși ați rămas ca CEO timp de 13 ani de zile. So, mult acesta este merită lui partenerul meu, în Sun. El a fost fondator în 1993, împreună cu Metro Media, cu American, este vorba despre Alexander Serbu, fondator, și am făcut cunoștință cu el, și el este o persoană foarte bună, deschis, am devenit prieten, am devenit partener, am devenit familie, el este nașul meu acum deja, și dacă a fost altcineva, probabil eu am plecat după 4 luni. Dar am văzut potențial să facem un business împreună, să dezvoltăm împreună. A fost un moment dificil. Sun TV a fost un company cu tehnologie vechi. Este a fost doar analogic televizor, doar televizor, doar analogic, doar chestiune. Și după acest problem financiar în 1998,
toate datele lor au fost în dolar american și venitul a scăzut. S-au devalorizat dolarul și au pierdut foarte mulți bani. Da, și company în general, dacă creditorul a vrut, ei pot să pun company în faliment. A fost foarte dificil. Noi am restructurizat împreună. Noi am găsit un credit personal restructurizat. Când a fost tot în stabil, în stare bun financiar, am găsit Baird. Baird a venit și am luat un pachet de acții și a pus bani pentru dezvoltare în continuare. Câți bani, cu cât ce investiții a venit Baird în cadrul companiei? Cred că 8 milioane de dolari. 8 milioane de dolari. În ce an a fost asta? 2006. Eu zic că a fost o sumă destul de mare pentru piața Moldovei în acel timp. Și noi am restructurizat foarte mare. Am cumpărat, domnul Sasha Serbu a cumpărat din Metro Media în 2003, noiembrie, decembrie 2003. Am luat un credit și am consolidat tot aceste. Credit a fost mai ușor și am achitat aceste până la moment când Baird a ajuns, am achitat tot aceste credit. Am rezolvat tot aceste. Deci ați optimizat costurile cu creditul care l-ați luat, ați încercat să vedeți. Și am început să cresc. Noi am renegociat cu câteva creditori, cu posturi de televizor și am început să lucrez puțin mai agresiv în piață. Și am dezvoltat în continuare. Am pus mai multe posturi de televizor. Când am venit, am avut 24 de posturi de televizor. Și foarte rapid am crescut până la 78. X3. Și mai departe, cu investiții din Baird, noi am ajuns în Belts și Kahul. Am dezvoltat multă fibră optică. Am fost prima companie în Moldova cine a făcut internet cu viteză înaltă în 2003. După acesta a venit Starnet și Mold Telecom cu această război de viteză și ei a mers mult înainte. V-am trecut un pic, nu? Da, dar e un pic. Dar, yeah, și... Nu așa ați fost ca CEO la Sun Communications. Da. Deci televiziune ați triplat-o. Internet, ați făcut expansiune pe țară, ca și costuri, asta a făcut ca compania să devină profitabilă, luând în calcul investiția de la Baird? Și... Da, cu investiții de Baird și am crescut, a fost investiții mai mari, digital și fibra optică, este o investiție de capital scump, dar am rezolvat acestea. Și de ce ați vândut o companie profitabilă la Orange? Telecomunicația este un... sector pentru companii mari, cu bogat. Okay. Fiecare 3-4 ani trebuie să investesc în un fel de tehnologie nouă și dacă nu aveți bani în buzunar, gata pentru fiecare mișcare, trebuie să lucrezi cu bani și acestea pot să fie încet. Okay. Și dificil și te plătesc aceste dobinde și să fie un bucată de profit din acestea. Și dacă cineva multinational ca Orange, ei are mult mai multă posibilitate să dezvolte piață ca noi. Și a fost un moment bun, și pentru noi, și pentru Orange, eu cred. Și am fost foarte fericit, am avut un echip de 200 de oameni. Orange este un angajator bun, eu cred că am lăsat echipul care eu am crescut ca familie mea, eu am pus în mâinile bune și că în o situație bună. So, eu consider că acesta a fost un moment bun și pentru noi, și pentru Warren, și pentru echip. Și eu cred că ei deja au reușit mai mult decât noi am avut în potențial. Domnul John, vreau să vă întreb și despre experiența dumneavoastră de la Porcare. Pentru că ați participat într-o perioadă foarte importantă în acea companie, exact înainte ale listării la bursă. Da. Care au fost obligațiile dumneavoastră în cadrul companiei, ce ați făcut, în ce procese v-ați implicat? So, eu am ajuns în echip Porcar în decembrie 2017 și am participat în acest IPO la bursă în București.
fost un moment foarte bun. Primul company din Moldova care a lansat la un bursă internațional cu succes. A fost un efort mare, multă cu ajutor din Horizon Capital. A fost un acționar mare și domnul Bostan. Dar a fost un succes mare și pentru Moldova. Am avut multă sceptici. Prima dată ei a avut un potențial să investesc în un company din Moldova și un company din vin și multe întrebări. Nu a fost ușor. Noi am fost pe drum la roadshow 2 săptămâni. Am făcut 10 seara în 10 zile. 10 seri? Dar care era necesitatea să vizitați atâția țări? Făceați lobby pentru proiectul dat? Este un period de roadshow înainte de lansare la bursă, când poți să fac cu informații, cu prezentare de companii și să fac un fel de marketing, vânzare. Am întâlnit cu aproape, în general, două grupuri de investiții sau fond de pensii sau fond de investiții în fiecare seară, două. Două întâlniri, două prezentare și la aeroport. Bum, 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 unul după altul. Asta v-a ajutat înainte ca să faceți un pic de pre-sale, da, către acele da. Fonduri? Și să atragi investitori. Da, 120 ceva de milioane de euro astăzi costă compania la bursă. Da. Domnul Victor spunea că procesul de listare a fost foarte intens și foarte rapid. Deci mi-am zis că ai câteva luni la dispoziție de la începutul procesului și până la listare. De ce atât de scurt timp durează toată treaba asta? Acesta este o parte este din regulament. Regulamentul de listare este foarte reglementat. Trebuie să fii tot la fel, nu poți să fii altceva decât ce a făcut altă companie. Să investitor să fii tratat egal. Un investitor nu poate are mai multe informații decât altă și structură și timp de prezentare este reglementat. După listare, eu am fost responsabil pentru regulatory requirements. Okay. În bursă, are un regulament. Toate cerințele, tot regulamentul. Da, și financiar, și în România, și în Cipru, și reporting. De aga adunare general fiecare an cu investitor. Facem training pentru tot echip despre informații confidențiale care trebuie să fie respectat. Dacă cineva spune ceva din greșeală la un investitor, tot restul investitor o să fie cu și este în greșeală mare. So, Victor a fost corect, acest proces a fost intens și după acesta imediat am avut trebuie să facem report anual financiar. Audit și report are până la o dată. Și data este foarte, foarte rapid după sfârșit de an. Nu poți să aștept 6 luni, trebuie să fii foarte rapid făcut. Încă un moment. Există un index fund la bursă. So, dacă cineva vrei să investească în România în general, ei nu vrei să aleg un company sau două sau trei, ei doar vrei să investească în bursă general, există un index fund. Okay. Și ei pot să spun, eu pun 1 milion de euro la index fund și bursă, spread it, și are 20 de company în acest fund, index fund. Porcar a ajuns în acest fond în septembrie 2018, după doar 7 luni. Asta e un succes. E cel mai rapid în istorie în România. Okay. Să fie inclus în acest index fund. Și a fost și încă un succes. Oamenii nu știu aceste despre Porcar, mulți știu despre listare la bursă, că Porcar a fost primul. Și cu succes și ei vei vedea acest progres. Dar în continuare ei a fost primul să ajung în acest index fund și acest înseamnă că bursă respectează Porcar. Porcar este un company bun și stabil și ei pot să recomand la investitor care vrea să investească în România că
Purcar este un exemplu bun și noi punem o parte în această berg la Purcar. Și asta a fost. Știu că aveți pregătiri de economie și finanțe. Ați făcut un MBA la Harvard. Da. Sunt curios să cunosc despre asta. Ce presupune studiile la Harvard? Cât este de important ca un antreprenor mereu să studieze și să învețe? Multe. Și înainte, în universitate, eu am fost la Wharton Business School, la universitate și la masterat, MBA, la Harvard. Okay. Și ei sunt două școli de business din America foarte bun. Și. Cât important este, eu am, fiecare zi la Harvard, eu am avut surprise pozitiv. Cât bun este. Eu am așteptat un educație și am primit acestea, dar oameni acolo, relații care eu am făcut, cunoștințe care eu am făcut, sunt și mai important. Deci networking. Un fel de networking, da. Dar eu am găsit oameni well-rounded din lume. Ei nu au fost doar focusat la business. Eu am avut multe discuții și relații foarte dispersed, foarte... Dispersat, diferite. Da. Și până la astăzi, aceste relații sunt puternic. Eu aștept pentru reunion fiecare 5 ani să merg acolo și să rămân în contact. Este dificil. Ei nu tot vin în Moldova să fac business. Trebuie să-i convingeți. Avem câteva. Și am avut câteva în guvernul lui și acum și în trecut. Și pas cu pas noi tragem atenție, dar am avut câteva investiții în Moldova personal și prietenul meu din Harvard a fost implicat în acesta. Și eu aștept în continuare să investesc și are un chance mare să fie și încă câteva prieteni. Dar ei sunt investiții personal, ei nu sunt ca la un fond sau ceva atât de mare. Tot la capitolul acesta vreau să vă întreb, un absolvent la Harvard, care este optimist și vede Moldova frumos. Care sunt pașii de a crește antreprenoriatul în Moldova și business-ul per general? Eu ved multă oportunitate în Moldova. Am ieșit din telecomunicații, am fost foarte fericit în vin. Eu acum am investiții mele personal în agricultură. Avem și plantații și procesare în raion Stefan Voda. Neapărat vreau să-mi povestiți despre asta în scurt. Și eu ved mai multă oportunitate. Moldova are șanse mari. Sunt mult să fac. Și doar dacă cineva vrea să fac. Eu am fost mult în bureau lângă calculator cu costum. Eu consider că fiecare zi când eu merg acasă cu încălțăminte murdar, este un zi bun. Înseamnă că eu am fost în câmp, în aer curat, în soare și eu simt bine din acesta. Este personal, preferential meu. Dar eu știu mult potențial în ICT sector, în media, fashion, arii și mult. Este doar despre ce oameni are interes și passion. De acord, business trebuie să fie și din pasiune. Eu sunt la cala un mentor, consultator pentru businessmen mai tineri. La început de carieră și eu spun la fiecare, faceți ce are pasiunea ta. Eu 18 ani în Moldova, eu nu am un alarm. Eu trezesc fiecare dimineață fără alarm. Eu, din cauza că pentru mine este un zi, eu trezesc cu energie și passion, din cauza că eu iubesc ce eu fac. Și dacă cineva găsesc acestea în viața lor, nu o să simt ca lucru. Eu nu lucrez 5 zi în așteptare pentru weekend. În această viață este doar 2 zi din 7.
eu am viață 7 zile fiecare zi, din cauza că eu iubesc ce eu fac. Vreau să revin la activitatea care ați spus că aveți acum, agricultură. Agricultură, da. Mai multe detalii, ce tip de business, ce investiții, ce faceți? So, eu fac acestea împreună cu fostul partenerul meu din Sun, vorbim despre Alexander Serbu și fiul lui, Eugene Serbu. Și suntem și un parteneriat cu Alexander Lukinov din etc. Okay. Noi am plantat lavanda. Okay. Și noi extindem acesta la altă essential oil, plantă esențială. Mm-hmm. Vorbim despre camomile, salvie și mai departe. Acum avem proprietate aproape 200, posibil puțin mai mult decât 200 de hectare. 50 plantat, plantăm 50 acum și avem încă 100 pregătim pentru anul viitor și extindem. Ce investiții ați făcut până astăzi? Cât costă să întreții 50 de hectare de legumele? Ok, acesta și cu... Noi am cumpărat și eu în teritoriu industrial pentru fabric și acum noi construim un fabric de extragere de ulei. Total investiții este acum aproape 1 milion de euro. Aproape. Să atingem inclusiv cu teren și fabric și echipament utilaj. Avem câteva tractori și pregătim. Și la moment este primul an în care am avut o recoltă serios. Nu, o să fie și mai mari. Un hectar poate să dau 60-70 de kilogram. Poate să fie și mai mult în un an foarte bun. Anul acesta a fost multă plouă în iunie. Lavanda are nevoie de soare puternic, cel puțin o lună înainte de recoltă. Și recolta a fost nu foarte bun anul acesta, dar bun. Noi am primit în fiecare ton de mas verde, am primit 14-15 kg. Și este un rezultat la bun. Dar noi așteptăm mai mult, 17-18, și mai multă masă verde. Noi vindem la un consolidator. El este implicat în una distillerie aici și el consolidează. El cumpără ulei din multă fermă mici. Ce am înțeles este că în trecut Moldova a avut multă lavandă. Eu am auzit ceva despre 14-15 mii de hectare. Anul acesta așteptăm să fie break-even, anul acesta. Okay. Și anul viitor cu profit și să începem să recuperăm, dar cred că 5 ani. 5 ani? 5 ani tot, recuperăm tot. Noi continuăm. Am schimbat locația, l-am întrebat pe John care este pasiunea și hobby-ul lui, ce place lui să facă cel mai mult. Eu m-am gândit că o să fie ceva sport, o să mergem să jucăm un squash sau biliard sau orice altceva și el a zis, Mircea, ce fac eu mai bine în afară decât business este să gătesc. Așa că am venit acasă la John și suntem în bucătăria lui. Astăzi o să gătim o rețetă tare faină, o rețetă care o știe el din copilărie și o să aflăm mai multe detalii. Uncle John. Uncle John, da. Bine, noi te-am găsit încă o dată acasă. Bună ziua, bine v-am găsit. Ce gătim azi? So, azi este un recit tradițional italian. Voi tot cunoșteți că familia Maximchuk este din Ucraina. Ce noi nu cunoșteți este că bunica mea este din Italia, că bunica Cataldă. Ok. Din un oraș din sud Italia, Matera. Și ei are multă tradiție italiană, eu am crescut cu multă tradiție italiană. Unul care este preferatul meu, care eu împart cu copiii și familia mea, este despre 24 decembrie. O zi înainte de Crăciun, este la ultima zi de un post. Și este o masă doar cu pește. Se cheamă masă de 7 pește. Și eu am făcut anul trecut, 2020, am avut 8 pește. 8 pește de masă. Dar are multă tradițional și eu fac acesta în gen de acesta. Este din pește, deja este curat și pregătit pentru să fie mai mult în timp.
în un sos italian, dar din nord Italia. Este inclusiv cu puțin de busioc, mentă și puțin de lumea. Să fie perfect. Îmi plac produsele maritime, îmi plac fructele de mare. Uncle John, hai să începem. Da, acesta este a fost un cadou din Crăciun din 3 ani trecut. Copiii a făcut acesta pentru mine, mini și soția mea, două sorori mea și soțul ei și toată familia are. Eu sunt Uncle John în acesta și este, okay. Este al meu. Eu am să fiu ajutorul, îmi spun ce trebuie să fac, să curăț. Okay. So, avem aici scoici de mare și creveți. Și acesta o să fie în un sos de roșii cu condimentat italian, în stil italian. Începem. Începem. So, aici avem făină. O să facem un fel de breading. Acesta nu este tradițional italian, acesta este al meu. Pentru scoici este paprika afumat din Ungaria. Pepper. Trebuie să stai ceapă, poate o să stai ceapă. Începem să facem un bază de gust. Ideea este să avem umani pentru ur și umani pentru acesta. Să nu devin ca tot umani mădar cu praf. Uitați-vă bucatele care le-am pregătit, da? Deci ceapă tăiată, uniform, foarte, foarte atent și usturoi. Mult am chinuit, mult de foarte adepus, s-a înțeles, da? Sunt mare bucătar. Eu nu trebuie să pregătesc mai mult decât 45 secunde pe fiecare. Tot acest praf care rămâne în bază o să fie bază de gust pentru acesta, pentru sos. Poate să fie mai frumos decât o după amiază cu un pahar de vin purcar. Scoicile care se pregătesc și creveții care ne așteaptă. Unul din ingredient cel mai important este safran. Ups, este mult. Eu pun ceva nou, eu scoat ceva, eu... al meu. Experimentat. E acesta. Porcar, cer scuze, domnul Victor, eu nu am motiva în casă, eu deglazez cu ce eu beau în casă. Avem bază de acest sos. Porcar, scoatem din alcohol. Soția m-a spus dacă eu nu fac suficient pentru ei să are ceva, mai târziu să fie problem. Doar felița galbenă. Da, de galben. Alb devin mai amar. Am înțeles. Pui să îmbază pentru suc. Acesta este safran. Gust de safran să vin mai mult, mai puternic. Dacă faceți în apă înainte, nu se pun doar direct în acesta. Dar vrem. Eu am spălat mult oare. Acesta este găină blanca. Apă pentru broth. Acum facem să întoarcem creveți. Spui că acesta nu e. Mentă, proaspăt, cu lumea și mentă. Nu este un când oameni gândesc despre mâncare italiană, ei gândesc mai mult despre busioc, oregano și usturoi. Acesta este mai nord. Eu cred că această răcită a venit din Veneția. Ok. Președintele fan clubului de la zona Bulcani. Tot de gust. Thank you.
așa să fie, domnul Judit. Și asta poate? Da, da. Îi țin pe cumaș. Ce este? Sunt mente și lumea. Foarte multe tipuri de gusturi sunt aici, într-adevăr, și în busuioc, și lămâie, și mentă, și roșie. În copilul meu, când noi pregătim spaghetti și sos de roșii, acesta a fost un fel de aperitiv. Tot copiii au venit și am făcut un farfurie de sos și am luat pâini și am fugit cu acesta. Facem și o poză la oameni să uităm. Prieteni, noi am ajuns la cea mai gustoasă parte a emisiunii. Totul este gata. Am pregătit sosul cu fructe de mare. Pâinea cu usturoi deja este grilată. Totul este senzațional. Pahar de vin turnat. John? Da, încă o dată. Acesta este un recit meu. Bază de un modificat puțin de o recetă tradițională italiană. Noi facem aceasta în timp imediat înainte de Crăciun ca un fel de tradiție italiană. Crevetche, scoici, un sos de roșii. Noi am grăbit un pic Crăciun acum, dar nu-i nimic. Este început de sezon, dar aproape. Ho, 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 prieteni! Da. Cheers! Noroc! De la start până la ziua de astăzi, ce investiții ați făcut în dezvoltarea companiei? Все сырьё мы получаем из Молдовы. Producem la moment circa 500.000 de bucăți lunar. Это фамильная компания. Cât produce Midhouse pe lună? Tradițiile noastre ne-au inspirat pentru a dezvolta producerea de plăcinte. Собственный магазин, он реклама. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și a Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei SUA în Moldova și sau organizației IREX.